Bine v-am găsit din nou la podcastul Doc Talk. De această dată o să vedeți o poveste impresionantă de viață. Este vorba despre povestea Adelinei Toncean. Este fondatoarea Asociației Blondie și este alături de mine. Adelina, îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit. Eu mulțumesc pentru invitație. Și de câte ori mă uit la tine și ne întâlnim, mă gândesc doar la cât de multă lume poți să salvezi și cu câte eforturi. Spune mai întâi ce ai făcut astăzi, pe cine ai mai salvat? Eu nu consider că salvez pe nimeni. Deci eu în continuare cred că asta este normalul și este normalul. Dar astăzi a fost al 202-lea, nici nu știu exact cum se pronunță, 202-lea zbor al nostru și Vlad a ajuns la Lyon acum de jumătate de oră, a plecat de pe Băneasa și la Lyon. Azi dimineață te-am sunat, nu mi-ai răspuns, mi-ai trimis mesaj, mi-ai spus că ești în aeroport cu acest pacient. Hai să le povestim celor care ne aud și se uită la noi. Ce faci tu de fapt? Ce este Asociația Blondie? Când a început Asociația Blondie, ne-am dorit să fie un răspuns pentru, din punctul nostru de vedere, cea mai grea situație posibilă, să ai de ajutat copii grav bolnavi și singuri. Dacă un copil grav bolnav mai are părinți, măcar este cineva care să facă, să sune, să caute, să stea, să stea cu cineva în spital, să facă. Dacă cineva este abandonat și este sănătos, măcar are timp să aștepte până când toate lucrurile se adună pentru el. Dar dacă ești și bolnav și singur, și nici măcar nu trebuie la un moment dat să fie ceva foarte grav, este suficient să sune astea două împreună, grav, bolnav și singur, de foarte multe ori. Este echivalent cu ce s-a întâmplat pentru Blondie, pentru că înainte de a fi numele unei asociații, Blondie a fost talentul meu și al unui copil blond care s-a născut în Constanța în 2001, cam de vreme pentru România și pentru planeta asta, cu o malformație cardiacă gravă pentru care și el avea nevoie de o operație repede în primele 2-3 săptămâni de viață, dar pentru că el a fost părăsit în spital imediat după naștere, operația nu s-a făcut niciodată. Și atunci tu cum l-ai cunoscut pe... Eu l-am văzut într-un ziar prin 2004, deci avea deja 3 ani, am fost sigură că va fi copilul meu și absolut sigură că se va face bine, am fost sigură că medicina va evolua, că va fi ceva, că nu știu, se va întâmpla ceva greu, foarte greu, oricât de greu, dar că noi vom fi împreună, că noi așa cum ne-am găsit, așa o să fim împreună și am fost împreună aproape 11 ani. Adică l-ai înfiat? Da. Pe 21 mai sunt 20 de ani de când a intrat în viața mea, ca oficial, și pe 25 octombrie 2014, ce mi s-a spus mereu și ce am tot auzit în anii în care am fost împreună, că pentru el nu se mai poate face nimic, s-a întâmplat și Blondie a murit. Iar pentru mine a fost foarte clar că trebuie să fac ceva pentru ca asta să nu se mai întâmple. Pentru că Blondie nu a murit din cauza bolii de care suferea, ci pentru că, fiind bolnav, nu a fost tratat. Și atunci ai făcut această asociație cu numele Blondie? A durat ceva până când am făcut-o, a trecut niște ani în care am luat-o de la capăt cu un alt băiețel la 2 săptămâni după ce a plecat Blondie, am aflat că este un alt copil părăsit în același loc, cu aceeași problemă. Și pentru mine a fost nu înțelegerea aia de acum am ce face. Deci mi-a dispărut copilul și a revenit altul pentru care am ce să fac, ci efectiv că este singurul lucru pe care poți să-l faci. Și că atunci când te dai la o parte ca să te protejezi de un greu, pentru că și în cazul lui auzeam același lucru, va muri, nu o lua de la capăt, nu face asta. Dar când te dai la o parte, doar pentru noi este ușor. Doar noi decidem că nu mai vrem să vedem, nu schimbă canalul, că nu-mi place să aud știrea asta. Da, pentru noi va fi mai ușor, ne vom proteja de suferință, dar pentru cel care, dacă s-ar ști, ar fi bine dacă s-ar face ceva și nu facem, rămâne în suferință. Și pentru mine asta a fost înțelegerea, că tot din același loc și tot fără speranță am plecat și cu Blondie și că între timp sunt alt om și că cu
siguranță o fac din nou. Și Andrei, absolut miraculos, a putut să fie operat, acum are 10 ani, e acasă, îmi spune că sunt minunată, încă îmi spune că sunt minunată, cred că o să mai treacă câțiva ani până când îmi spune că, că nu-l înțeleg și o să-mi zică să bat la ușă când intru în camera lui. Deocamdată suntem în varianta aia în care sunt iubirea vieții lui. Iar tu, între timp, încerci să cumperi o aeronavă pentru a transporta acești copii în țări, în alte țări, care le pot oferi serviciile medicale de care au nevoie. Cum este? Câți bani ai strâns, înțeleg deja, ai strâns bani? Da, este, deci costă în jur de 3 milioane de euro, partea doar de aeronavă, o să-mi adauge vreo 600-700 de mii partea medicală. Și am decis asta, cred că undeva pe la al patrulea, al cincelea zbor. Noi când am început să facem zboruri, nu știam nimic despre asta. Începusem asociația, gândeam totul legat de copiii bolnavi singuri, gândisem proiectele care să poată să le câștige timp, dacă știi din timpul sarcinii că o mamă în risc care și-a abandonat și alți copii sau care este o mamă minoră sau care efectiv nu poate să-i crească, urmează să nască un copil cu probleme, ai timp să pregătești nașterea, intervenția următoare, nu te trezești într-o maternitate în care nici măcar nu se știe de ce copilul nu respiră. Și acolo eram în momentul în care a venit pandemia. A fost un moment în care ne-am temut că n-o să mai contăm, cui va mai păsa de copii bolnavi singuri când toată planeta trăia greu. Și din contră a fost momentul în care am înțeles că tocmai am găsit ceva ce poate nu ne gândisem înainte, pentru că a fost nevoie să aducem din Milano, deci în martie 2020, când era cel mai roșu punct posibil Milano, a trebuit să aducem acasă un copil care fusese operat acolo și care trebuia să fie întors în țară, pentru că Milano, spitalele din Milano se străduiau să păstreze totul pentru COVID și oricum era o panică totală acolo. Și deși habar n-aveam să organizăm zboruri și nu știam, nu doar că noi nu știam, nimeni nu mai știa să organizeze zboruri pentru că toate zborurile erau la sol. Și îmi amintesc că erau ultimii bani pe care mi-aveam în asociație, 17.500 de euro a costat zborul ăla. Nici măcar nu l-am numit zborul 1, pentru că am fost sigur că nu va mai fi niciun zbor 2 după și că ne vom întoarce la ce făceam. Și am scris fiecare colege din asociație să le cer părerea ce să facem. Plătim ultimii bani pe care avem să facem asta sau încercăm să facem ce putem mai mult din banii aia? Una dintre ele a spus că evident facem, cealaltă a spus că ai nebunit, sunt ultimii bani, și una a spus că oricum faci cum crezi tu și oricum decisese. Și a fost ceva ireal de greu. Deci mi-amintesc că deja decolase avionul când ni s-a spus să schimbăm ruta de zbor și să nu mai venim la București, pentru că s-a ajuns la concluzia că este un pasager care vine din zona roșie și ar trebui să stea în carantină, ori el era intubat. Și cred că nimeni n-a luat în calcul că e posibil ca în perioada aia să vină cineva din zona roșie cu altă afecțiune cât COVID și că va avea nevoie să existe o soluție și pentru el. Și s-a găsit o soluție în final. Și practic ce ai făcut? Deci ai știut că trebuie să aduci un copil din Milano în România. Aveai acești bani? Ai găsit un Am găsit un avion medical. Okay. Am găsit ce aprobări trebuiau luate, pentru că pentru fiecare tip de zbor, deci dacă un zbor de repatriere versus un zbor medical necesita aprobări diferite, ba se mai și schimbau între timp. La un moment dat știu că mi se tot atrăgea atenția că noi nu am făcut solicitarea pentru zbor și am și primit aprobarea. Cum n-am făcut solicitarea? Doar că era o altă normativă care a apărut între timp la nivel european și de care trebuia să ținem cont și ni se atrăgea atenția. Cere ține aprobare ca să votăm. Că noi votăm, dar nu ne-aș cerut-o pentru că a apărut prea recent. Și a trebuit să încheiem zborul 1 ca să ne
contacteze alți părinți. Dar spune-mi cum ai găsit, adică tu acum vorbești așa foarte simplu, ca și cum ar fi normal să găsești un avion și să transporti un copil dintr-o țară în alta. Da, a fost genul ăla de lucru pe care în timp ce îl faci îți spui și nu o să mai fac niciodată așa ceva. Deci eu în așa ceva nu mă mai bag. Deci eu îmi amintesc că în timp ce era deasupra Bucureștiului, efectiv îmi spuneam cât o să ne coste asta, cât o să ne coste asta, cât o să ne coste, cât o să ne coste în plus. Pentru că efectiv nu putea aterza. În momentul în care spitalul a spus că nu-l mai primește, aeroportul a fost anunțat că nu mai vine nicio ambulanță să ia copilul, aeroportul a anunțat avionul că nu mai poate ateriza. Și absolut ireal, ireal de greu și nici cele care au urmat. Și după cel primul, să zicem că acela a fost primul zbor, au mai urmat încă 202 zboruri. Da. Undeva, cum am zis, pe la 5-6 am știut că deja suntem într-o poveste care nu are nicio legătură cu pandemia, ci că vorbim despre transport medical, care este o parte atât de clară din ce înseamnă însănătoșirea unui om. Este absolut de nepermis ca un om să moară pentru că nu poate să ajungă la spital, indiferent ce eforturi presupune asta, pentru că eforturile sunt absolut uriașe și acum continuare este foarte... Nimic nu este ușor. Unele lucruri au devenit mai ușoare pentru că e normal ca făcând un lucru de atâtea ori să fie mai simplu și să le știi, dar în continuare fiecare zbor înseamnă că în același timp am găsit spital care să primească pacienți foarte grav. Deci nimic din ce transportăm noi nu sunt cazuri ușoare pentru nimeni, nici pentru Europa, nici pentru alte țări. Deci sunt pacienți care, la care se fac transplant de organe la vârstă de nou născut. Sunt pacienți care n-au o singură malformație, ci mai multe și nu neapărat la același organ. Sunt tumori la vârste foarte mici. Deci am avut copil de 2 ani cu cancer de prostată. Deci e ceva care, pentru care medicina se pregătește în toată Europa, în timp real, să răspundă la lucruri atât de grave. Tu, după toate aceste zboruri, ai zis că trebuie să cumperi tu un avion și să nu mai stai să cauți în permanență. Cât costă? Cum am spus, avionul este în jur de 2.900.000. Noi sperăm să mai coborăm măcar cu 100.000 de euro. O să ne coste destul de mult medicalizarea și efectiv lucrările la avion ca să fie medicalizat. Aviația este o industrie de care mă apropii atât cât mi se permite. Nu îmi doresc să mă consider un expert în asta și nici nu sunt nici măcar pe aproape, dar am învățat suficient de mult încât să știu ce vreau și să știu când cineva încearcă să ne spună lucruri care nu sunt adevărate, pentru că e o industrie cu mulți bani în care nu totdeauna lucrurile se încearcă a fi corecte. Dar și în ce stadiu ești acum? Suntem în... am reușit să plătim garanția pentru a avea acces la documentele tehnice ale aeronavei. Este foarte complicat de cumpărat un avion. E mai complicat decât a-l achiziționa efectiv ca să poți să ai acces la documentele tehnice. Mereu îmi vine să spun documentele medicale, deci e un termen pe care îl folosesc mai des, dar ca să ai acces la documentele tehnice trebuie să poți să dovedești că ai intenții serioase în a-l achiziționa. Și am identificat aeronava care ne trebuie. Avem nevoie de o aeronavă care se poate să transporte cel puțin 2 pacienți critici, pentru că atunci când vine vorba despre a transporta genul ăsta de pacienți, nu poți să o faci cu orice medici. Și să poți să crezi că vei avea un medic pentru fiecare pacient și vei putea să-l scoți din spital de fiecare dată când e nevoie de zbor, nu este realist. Deci trebuie să poată să meargă măcar 2 critici și poate încă unul care să meargă pe scaun și să poată un singur zbor să acopere lucrurile astea. E mai greu să faci toată această procedură de achiziție sau a fost mai greu să strângi banii? Cred că e mai greu să facem achiziția. Sunt lucruri la care mă pricep mai puțin și simt lucrul ăsta, deci că simt nevoia să verific tot și să controlez în multe surse, să simt precauția aia poate dusă la extrem, pentru că
Este și foarte mare responsabilitatea. Noi nu ne permitem vreodată ca avionul ăsta să nu zboare. Nu ne permitem să fie altfel decât perfect. Și nu pentru că cineva ar spune, uite că s-a cumpărat un avion care n-a zburat într-o zi, ci pentru că nu pot imagina momentul în care ar veni un pacient spre avion și să nu putem să o ducem până la capăt. Vom fi pe cont propriu. Acum, dacă se întâmplă ceva cu un avion, imediat găsim altul, chiar și la același operator. Deci, rar un operator nu poate să înlocuiască un avion. Și asta este unul din motivele pentru care, efectiv, oricât de ciudat ar suna, nu putem să ne oprim la unul singur. Nu poți să faci operare foarte mult timp cu un singur avion. Cât costă un zbor? În momentul ăsta noi avem o oră de zbor scumpă. Deci noi plătim și 7.000 de euro ora de zbor atunci când închiriem un avion mare de la Tarom. Și când închiriem un avion mare e un lucru bun pentru că putem duce mai mulți copii odată și nu doar pentru a eficientiza costurile, ci pentru că, din nou, e foarte greu să scoți un medic din spital de mai multe ori. Când zburăm cu avioane mici, zborul de astăzi, de exemplu, a fost unul foarte ieftin pentru noi, adică rar zburăm la 22.000 de euro, fiind și o distanță mare, până la Lyon este o oră în plus de zbor și, practic, noi, când închiriem avioane din afara României, noi închiriem și drumul până în România, de aici până la destinația pe care avem și apoi de acolo până unde se întoarce avionul acasă, unde e poziționat. Lucru care, cum am spus, rar este atât de ieftin. În mod normal, un zbor costă 30-40 de mii de euro și am avut și o săptămână în care am avut 6 și de multe ori 2 într-o zi. Spune-mi, cum afli de acești pacienți? Cine te sună să-ți spună că e nevoie de un zbor și, practic, cred că trebuie să faci rost de bani pentru zborurile astea destul de repede. Cum faci? Din fericire, acum foarte des ne caută spitalele. Și spun din fericire pentru că atunci când la început părinții erau cei care ne contactau cel mai des, de fiecare dată mă gândeam câți rămân în urmă, câți oameni despre care nu știm nimic. N-ajung la noi pentru că exact cei care ar putea să ne caute sunt prea puțin educați ca să știe să facă asta sau poate nu știu despre noi, nu cred că suntem atât de cunoscuți încă încât să acoperim orice, deși asta este cea mai mare teama mea, că poate cineva la ora asta are nevoie de un transport și nu știe că se poate, dar acum deja aproape fiecare spital, cel puțin dintre spitalele de copii, nu știu dacă este vreunul de la care nu am dus pacienți și deja știu să ne caute, cel puțin pentru copiii cu afecțiuni cardiace grave. Deja noi pregătim la sfârșitul săptămânii, săptămâna care urmează, deci vedem câți copii sunt, câte locuri sunt la spitalele, unde îi ducem, care este cea mai bună zi, apoi găsim avion. Apoi, după ce găsim avion, vedem dacă sunt actele în regulă, de obicei nu. Și spitalul la care merg pacienții vorbește spitalul, adică ei stabilesc legătura unde ajunge acest copil. Tu te ocupi doar de transport. Uneori da, uneori nu. Deci deja pentru că am făcut-o de atâtea ori, se întâmplă să primim cazuri de genul are asta unde să-l ducem. Și deja cam știm ce se tratează în Europa. Dar când ești sunată, ți se spune, Adelina, avem nevoie de un transport acum sau mâine, tu da. Ce faci? Găsim, facem. Niciodată n-am spus nu și niciodată nu s-a întâmplat să nu iasă. Deci nici măcar n-am luat vreun, nu știu, ca o variantă acolo de minimă rezervă care ar putea să nu iasă. Absolut de fiecare dată, orice greu a apărut, am găsit soluția să fie nu doar nu, nici măcar nu acum să nu existe. Pentru că niciodată nu știi dacă mai ai timp în cozi. Au fost transportați cu ajutorul tău peste 200 de pacienți. Au fost incidente pe drum și spune-mi puțin și cum este colaborarea cu medicii. Știu de colaborarea foarte bună cu doctorul Cristoveanu de la Marie Curie pentru copiii care trebuie duși în alte țări. Și spunea într-o zi, chiar la conferința ta în care aniversați cele 200 de zboruri, că a dormit chiar și în aeroport sau da, în gară. Da, s-a întâmplat odată că avionul a trebuit să se întoarcă și
cei de la spitalul din Milano ținea ca medicul nostru să ducă și copiii la spital. Avionul nu a putut să mai rămână până când s-a întors el de la spital, așa că ca să-i fim alături am coborât și noi. Și a fost genul ăla de experiență în care, cum se zice, a fost omorât cu 100 de lovituri de cuțit. Și zici, nu, a murit pe la primele 2-3. După aceea, probabil că următoarele lovituri au fost într-un cadavru. Deci, efectiv, se întâmplau lucruri unul după altul, în sensul că l-am convins să mergem la un hotel și să nu dormim în aeroport. Și rezervarea era făcută pe noaptea următoare. Deci, am mers la hotel degeaba. Ne-am întors în aeroport, pe jos. Și am dormit acolo. Dar... mă bucur că pot să vorbesc despre faptul că niciodată nu am avut incidente în timpul zborului și asta pentru că dacă există zboruri pe care nu le facem, sunt cele în care un pacient nu este apt de zbor. Și este foarte greu să dai vestea asta. E foarte greu să o spui și nu am absolut nici o limită în a o spune. Dacă cineva nu îndeplinește absolut toți parametrii pe care industria a stabilit că este în regulă, este un risc acceptabil să treacă un zbor, nu zboară. Putem să facem transporturi terestre dacă și pentru transport terestru cineva este pregătit. Există situații în care un pacient nu este transportat în nicio situație, dar de fiecare dată, deci cred că cei care mă cunosc știu, apt de zbor și acceptă spitalului. Deci nu există nicio situație în care trec peste lucrurile astea, pentru că noi știm cât de mult și-ar dori cei care ne caută să ne convingă să o facem în orice situație. Doar că știm ce se poate întâmpla acolo. Transportul aerian nu este un scop în sine. Transportul trebuie să fie calea către a ajunge acolo la destinația unde să se facă lucrurile bine. Nu ajută pe nimeni ca transportul să ducă la spital un om care este deja prea grav ca să mai facă ceva. Și de fiecare dată când spun că n-am refuzat pe nimeni, sunt sigură că cei pentru care le spun nu este apt de zbor, nu ar fi de acord cu mine, doar că în continuare o să facem fix la fel. Și sunt extrem de atentă la lucrurile astea și au fost situații în care am fost convinsă că nu este bine și nu a fost bine și mă bucur că în continuare am spus că nu este ok și nu va urca în avion. Nu acum, poate că în câteva zile starea se va schimba și am prevenit ceva ce putea fi foarte rău. O infecție care face să scadă foarte mult celulele din sânge, o stare acută care nu iese de transportat, trebuie să rămână până când se poate face. Ai avut un zbor inclusiv în Africa de Sud? Da. Cine este pacientul? A fost, deci, cred că a fost un zbor la care nu doar că am spus dar mi s-a părut, că este ce am visat. Pentru că nu doar că am zburat în Africa de Sud, dar am zburat în Africa de Sud cu un pacient care nu avea nicio legătură cu România. Deci a fost un băiețel de 3 luni născut în Bruxelles din părinții care erau din Africa de Sud. Ei, copilul se știa că se va naște cu o problemă foarte gravă, iar ei au venit să-i se facă o intervenție intrauterină, doar că n-au mai apucat să plece pentru că el s-a născut prematur acolo. Și în momentul în care a fost de transferat acasă, încă într-o condiție medicală acceptabilă, dar totuși cu mult oxigen, cei de la spitalul din Bruxelles au apelat la noi, adică din toată Europa au apelat la Blondie să ne ceară ca din Bruxelles în Johannesburg să transportăm noi un copil. În momentul în care am încheiat transportul, tatăl ne-a scris că este încă în șoc că s-a întâmplat asta pentru ei, pentru că și când ceream viză pentru medici de la ambasadă, nu înțelegeau ce legătură are, de ce un medic român trebuie să zboare la ei în Africa de Sud să ducă un medic cetățean. Român? Da, un medic român a zburat. Un medic român de la spitalul de acolo? Nu, un medic român de la cu care colaborăm a zburat să ia copilul din Bruxelles și să-l ducă în Africa de Sud în siguranță. Și de ce nu a mers un medic de acolo? Pentru că ei au apelat la noi.
Adică ei n-au apelat. Deci ei ne-au spus, avem și noi un pacient, ne ajutați și cu asta, mai transportați-mă o dată. Un copil român atunci născut la spitalul lor, care trebuia adus acasă, și dacă le-am spus când mai aveți nevoie de ajutor, contactați-ne, ei ne-au luat în serios, așa cum și eu iau în serios pe cei care spun dacă ai vreodată nevoie de ajutor, și zic, nici nu știi ce ai spus în momentul ăsta, nici nu știi cam cât de mult voi folosi ce mi-ai spus, și ei au folosit la fel și ne-au contactat pentru... Care a fost costul zborului? N-a fost atât de mare, pentru că am zburat cu mai multe escale, dar a fost foarte, foarte greu de pregătit, lucruri pe care nu le știam, deci habar nu aveam ce presupune să te miști într-o zonă de genul ăsta. Știu că la un moment dat aplicația de viză de Africa de Sud te trece prin data căsătoriei, localitatea căsătoriei a medicului, părinții soției, dacă sunt în viață, dacă nu sunt, data nașterilor. Deci la un moment dat zic, cred că știu mai multe decât el despre toate datele din viața lor. Dar acum am zis, a fost un zbor săptămâna trecută, s-a încheiat, și chiar îmi spunea medicul, am zburat 22.000 de kilometri în 24 de ore și încă sunt ok. S-a dus și cu ei până la spital, ne-am trimis poze de acolo, a fost absolut minunat. Braden îl cheamă și împlinise cu două zile înainte, 3 luni. Cine era Adelina înainte să facă toate aceste minuni pentru atât de mulți pacienți? Eu o să insist din nou că ce fac este normal. Și nu, chiar nu exagerez când spun că ce fac este normal. Și când spun că este normal, dar nu oricine poate să facă ce faci tu. Dar este normalitatea pe care ne-o dorim pentru noi, pe care și eu mi-o doresc pentru mine. Sunt de câțiva ani, sunt și eu pacient care îmi doresc ca atunci când mi este greu cineva să mă ajute. Nici pentru mine nu mă gândesc că m-ar bucura ca cineva să-mi spună efortul este prea mare pentru a îți fi bine. Uite, pentru că efortul este mare, vom face jumătate, sau vom face până aici, sau vom face ce s-a putut. Există expresia atâta s-a putut? Cred că fiecare pentru noi, și dacă este o nevoie mare și este o nevoie sau una mică, ne dorim că atunci când este greu cineva să ne ajute. Și cu atât mai mult când cineva este bolnav, ne dorim să fie tratat. Nu cred că cineva se gândește că normalitatea vreodată sau ar accepta o normalitate în care un om bolnav nu primește tratamentul pe care îl are de primit. Aia este anormalitatea. Doar aia în care, cu atât mai mult cât, cum spun, noi facem drumul la spital. Dacă există un spital care spune noi putem trata, cum să nu ajung acolo pentru că este greu? Dar pentru că întrebarea era ce făcea, cum erau lucrurile înainte de Blondie. Înainte eram extrem de corporatistă și a fost o perioadă care m-a ajutat enorm. Deci colegii mei știu că în permanență cuvântul nostru este proceduri, proceduri. Trebuie să adăugăm și asta la proceduri, să punem și asta în proceduri, pentru că cred că m-am învățat mult și cred că la un moment dat, în momentul în care îți asumi ce vrei să faci, e bine să și știi ceva. Altfel îți iei așa foarte ușor un aer de victimă sau de erou, ceea ce cred că niciuna dintre ele nu este bun. Nu, sunt proceduri care trebuie de fiecare dată atinse. Trebuie să înțelegi că nu are nimeni nicio obligație față de nimic, nicio companie nu are obligație decât pentru furnizor, pentru salariați și pentru stat. Nicio persoană nu are nicio obligație în a dona nimic și că singurul lucru pe care poți să-l faci este să faci cauza ta să devină și al altora, valorile în care crezi să fie împărtășite. Câți oameni au donat pentru acest aeronav? Deci chiar spunea contabila noastră că într-o lună am avut 2000 de pagini de extras, pentru că nu doar pentru aeronavă. Pentru aeronavă lucrurile oarecum au fost
mai simple, pentru că știi că atunci când ai de strâns o sumă, care poate să fie și astăzi, poate să fie și peste o lună și nu se întâmplă nimic dacă nu este luna asta, dar când este un zbor care trebuie să fie azi, poate că până plec de aici, aflăm că trebuie să zburăm mâine din nou. Și vom spune da și vom găsi o cale să se întâmple. Niciodată părinții nu știu că noi nu avem bani. Când postăm că ne trebuie bani, întâi anunțăm pe ei. Să știți că este tot ok. Să nu vă stresați, să nu... Deci, lăsați-ne să facem lucrurile cum trebuie, dar nu urmăriți postarea, pentru că toate sunt rezolvate și va pleca așa cum trebuie. Și comunitatea asta care s-a format în jurul nostru chiar ține zborurile țării astea. Noi chiar zburăm de 100.000 de euro pe săptămână din banii pe care oamenii aleg să-i pună alături de noi. Și asta este foarte bine. Vreau să mai spui cum ai plecat din corporație unde ai lucrat tu. Adică cum a fost, cum ai luat decizia, cum ai ajuns la Constanța să îl vezi pe Blondi și să spui gata, de aici viața mea se va schimba. Viața mea nu s-a schimbat în momentul în care l-am luat pe Blondi. Eu am rămas corporatist în toată viața mea alături de el. El chiar iubea foarte mult ce făceam. Viața mea s-a schimbat în momentul în care Blondi a plecat. Când pleacă un copil, nu prea mai ai nicio așteptare de la planeta asta și oricât de mult auzi, trebuie să te gândești la tine, trebuie să... Poate trebuie, dar nu mai ai cu ce. Deci rațiunea aia care ți-ar spune că trebuie să... Rațiunea aia ți-ar spune că nu mai vrei nimic. Să fii de acord ca omul pe care l-ai crescut, pe care l-ai văzut mărindu-se, pe care îl știi și știi corpul ăla și cum l-ai pupat și cum l-ai îmbrățișat și cum l-ai spălat și în momentul în care ai fost de acord ca într-o zi să fie pus în groapă și să plece acasă, nu mai ai așteptări de la planeta Pământ. Iar pentru mine a fost singura rațiune. Dacă îmi este dat să trăiesc fără el, să aibă sens. Aș fi acceptat... Știi că există expresia aia, eu n-aș fi putut să trec prin asta. Și întreb, și ce crezi că ai făcut? Crezi că mor când vrei? Crezi că dacă spui eu nu aș putea să duc asta, o să dispar și o să mor? Nu mori. Nu, te trezești și ziua următoare, îți dai seama că trebuie să te îmbraci, că chiar trebuie să și mănânci, că poate mai și râzi din când în când și realizezi că nu vei muri, că viața va continua. Iar pentru mine a fost absolut clar că nu voi putea să continu să... Ce să spun la sfârșitul unei zile fără Blondi? Că e bine compania la care lucrez o duce mai bine pentru că sunt în viață? A fost absolut clar că dacă îmi este dat să rămân aici fără el, efectiv trebuie ca asta să nu se mai întâmple. Trebuie ca un om care este bolnav să fie tratat. Atât cât pot eu, că nu, cred că pot. Câți copii a salvat Blondi? Pentru că până la urmă, poate dacă el nu pleca, tu nu ajungeai să faci asta. Și acești pacienți, copii, adulți, rămâneau în aceeași situație. Sute. Sute. Toți. Toți cei care vreodată mi-au cerut ajutor. Văd aici în comunicatul pe care l-ai dat la momentul conferinței tale, peste 700 de copii au beneficiat de 200 de zboruri. Da, rar zburăm cu un singur copil, de asta acum zborul următor este cu 5 născuți. Cea mai mică dintre ele este născută pe 16 aprilie, deci este foarte mică și este vârsta la care trebuie să plece. Sunt 5 copii care fiecare au afecțiuni complet diferite și s-a întâmplat să fie toți în jurul acestui zbor. Sute de copii care efectiv mi-au dat privilegiul de a face asta și nu exagerez cu nimic. Efectiv, este un privilegiu. Este atât de bine să poți, făcând ceea ce știi să faci, să schimbi. Să poți să fii atât de important în viața unor oameni pe care nu-i cunoști. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost în acest podcast. Ești o lecție de viață și o lecție de bunătate. Și îți mulțumim pentru că faci tot acest efort, pentru că indiferent ce spui tu, că este normal ceea ce faci, este un efort imens și cu siguranță
ai salvat copii, ai salvat adulți, ai salvat sute de oameni. Îți mulțumesc pentru că ai fost aici și te mai aștept, cu siguranță mai avem ce să vorbim, mai ales dacă în curând vom vedea și aeronava pentru care te-ai luptat practic în tot acest timp. Îți mulțumesc! Eu mulțumesc! Ne revedem săptămâna viitoare. Eu sunt Carla Tănasie. Ne puteți vedea pe YouTube, pe platformele de podcast Apple și Spotify, dar și pe site-ul digi24.ro. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit.